Autoritățile competente au anunțat noi restricții care îi privesc doar pe cei nevaccinați. Este vorba de carantina de noapte, de care vor scăpa doar persoanele care s-au imunizat până în acest moment. Mai precis, carantina de noapte se instituie în zilele de vineri, sâmbătă și duminică, între orele 20:05, dacă incidența din localitate trece de 6 la 1000 de locuitori. Asta în condițiile în care până acum carantina se instituia dacă incidența trecea de 4 la 1000. Această măsură nu se aplică și în cazul celor vaccinați. Părerea aveți că restricțiile vor fi doar pentru cei nevaccinați? E rău. E rău. E bine. E bine să facă vaccinul toată lumea. Că vedem ce se întâmplă în țară și exterior. Eu am vaccinul făcut. Eu care nu accept vaccinarea. Acu și ca când o obliga, nu știu. După ce și-a dat seama că a uitat să facă anumite ajustări la regulile stării de alertă, guvernul a oficializat o hotărâre de guvern care se referă la carantina de noapte, food court-urile din centrele comerciale și scutirea copiilor de prezentarea certificatului digital verde privind COVID-19 la accesul la anumite activități economice.